Stimați prieteni, de această dată mergem într-un spațiu care pare să fie cumva exterior și scripturii și ziarelor. Mergem în grădină. Am ca invitat un grădinar, așa îi place să se recomande. Este domnul Valentin Dan, cadrul didactic asociat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj. Este membru al unei biserici evanghelice și foarte, foarte pasionat de tot ceea ce este verde. Bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit? Pornim de la scriptură și o să atingem și zona ziarelor, sau haideți mai bine să pornim invers, dinspre ziare, spre scriptură. Au apărut în ultima vreme câteva știri despre defrișările masive. Și am văzut reacții în mediile de socializare cu imagini care îți lasă inima rănită. Transilvania, în mod special, și Bucovina au fost cunoscute pentru teritoriile împădurite și acum sunt absolut chele, anumite pasaje sunt chele de uh, copaci, arată dezolant, iubitorii de natură sunt printre care mă număr și eu, uh, sunt furioși pe acest lucru, s-a um, inventat și un așa număr de urgență când vedem un transport care pare ilegal, număr pe care l-am folosit și eu de două ori, când vedem un transport care pare ilegal, sunăm Mărturisesc că m-am speriat la un moment dat, după ce a apărut o altă știre în presă: cum că un tânăr și-a făcut datoria și a primit o amendă uriașă pentru că autoritățile au hotărât că acel transport, deși era la limita legalității, a fost totuși legal și a fost amendat reclamantul. Haideți să pornim de acolo și să vedem ce s-a întâmplat între prima grădină unde Adam a fost pus să stăpânească. Peste ce este verde, și aduce rod, și starea decadentă în care ne aflăm astăzi, și neglijentă în care ne aflăm astăzi, și necivilizată în care ne aflăm astăzi, special ca țară, și lipsa de grijă pentru tot ce este verde. Da, e o întrebare destul de lungă și răspunsul probabil nu va fi la fel de lung, dar plecând de la Adam și ajungând în zilele noastre, concluzia e una singură: ne-am cam pierdut mințile. Um, nu mai avem grijă de ceea ce ni s-a dat în grijă. Acum, sincer să fiu, abordând problema ziarelor, a felul cum privesc ele grădina țării noastre, abordând ca grădinar această problemă, poate am o viziune un pic mai ponderată. De ce? De grădină trebuie să avem grijă. Pentru că ziarele există pentru că există arbori, există copaci pe care îi tăiem, facem din ei hârtie, e un proces care um, are loc ciclic. Acum, ciclul, dacă este întrerupt la refacerea pădurilor, eu vă spun sincer, n-am o problemă cu defrișările, chiar cu defrișările masive. Am o problemă mare cu neîmpăduririle masive. Defrișări s-au făcut întotdeauna. Uh -huh. uh, omul s-a dezvoltat uh -huh. și a mărit teritoriul agricol pe seama defrișării pădurilor. Cândva, cu uh -huh. câteva mii de ani, pământul era acoperit aproape în totalitate de păduri. Pajiștile erau un element care exista mai mult în geografia stepelor. Dar în zona ecuatorială, pădurea era cea care domnea și în zona de uh, nord, în taiga, uh, nu în taiga, în tundră. Uh -huh. Pădurile sunt nesfârșite, ele și există încă. Uh -huh. într-adevăr privind strict o grada românească problema noastră acum e un dezechilibru într-adevăr defrișăm mai mult decât de în și aceasta este problema mare uh -huh. pe de altă parte cu excepția rezervațiilor naturale a parcurilor științifice a zonelor unde dorim ca natura să rămână neatinsă așa cum a lăsat-o Dumnezeu uh -huh. pădurea în acele zone se degradează, selecția naturală intră în vigoare și oricum pădurea se autodistruge, se automănâncă, arborii cresc, au viață, putrezesc, mor, lemnul dacă a, se prea îmbătrânește nu mai este bun pentru cherestea și atunci da, defrișările se fac așa cum trebuie să se facă. Mai, mai, mai este însă un aspect, deși nu sunt silvicultor de profesie, am vizitat parchete în țări cu un grad mai înalt de civilizație sau nu neapărat de civilizație, ci de dorință de a exploata lemnul și acolo într-adevăr când se defrișează o pădure, când se defrișează un, un parchet, o coastă de deal, acolo terenul rămâne gol. La noi rămâne aproape jumătate din materialul lemnos valoros, rămâne acolo. Ramuri, bucăți de trunchiuri, rădăcini, da. Mii de tone de lemn rămân hmm. putrezite. Românul ce face de obicei? Merge ia trunchiul ăla drept, îl taie, îl curăță, lasă tot pe loc. De ce să facă OSB? De ce uh -huh. să facă PAL? De ce să facă așchii de lemn? De ce să facă mulci? Le cumpărăm de la alții. Asta este prostia noastră. Uh -huh. Munții noștri poartă aur, dar noi cerșim în continuare că îl lăsăm acolo, pe, da. pe, pe dealul de unde ne-am luat, strict materialul de lux. Deci, o, o exploatare neînțeleaptă, pe de-o da. parte, și o lipsă de viziune, o lipsă de perspectivă. Discuție, da. Dacă s-ar proceda corect, în cât timp s-ar reface un parchet forestier? Cam Care ar fi așteptarea în ani, în care am putea spera că putem recolta din nou? Decenii. 3, 4, 5 decenii, depinde de climă, depinde mm. de zonă, depinde de regimul hidric, pentru că, vedeți. Atât de mult ne-am pierdut mințile, încât am umblat deja nu, nu la butonul de acord fin al planetei de data aceasta, ci la butoanele acelea mari. Și uh, intrăm în niște zone climatice care ne afectează într-un mod mult mai uh, direct, nu subtil. Vedem că vara e prea cald, nu mai este ploaie, vedem că nu mai există iarnă. Eu mă refer strict pe latitudinea noastră temperată. Vedem că lucrurile se schimbă observ acest lucru în uh, cinci decenii pe care le-am trăit eu. Copiii mei uh, mă întreabă, tată, ne povesteai că în copilărie măturai în februarie zăpadă din fața casei. Mm -hmm. ne a arătat, uh, într-adevăr, putem nota în calendar zilele în care am văzut și zăpadă la Cluj, dar mm. se schimbă lucrurile prea repede. Ei, și pădurea suferă din acest punct de vedere. Observ cu ochiul grădinarului, dacă mă uit în pădurea românească, avem foarte multe boli, avem foarte mulți dăunători care se, se e vorba de igiena pădurii, aceste lucruri rele se răspândesc din focare foarte rapid pentru că le ajută o climă care este secetoasă, este oscată, este prea caldă, nu mai este cum era. Și atunci rezistența nativă a plantelor nu mai face față, din nou, nu intervenim, nu avem grijă de ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. A spus câteva decenii, asta înseamnă da. 30, 40, 50 de ani. Asta înseamnă că suntem obligați să gândim transgenerațional, dincolo de generația noastră, nu doar pentru următorii, următorul plan cincinal, cum era într-o vreme. Asta mă duce cu gândul la Psalmul 78 la o educație pe care trebuie să o administrăm copiilor noștri, ca ai noștri copii și copiii copiilor lor să moștenească niște tipare de gândire, niște tipare de viață. Înțeleg că faceți acest lucru cu propriul nostru copii, învățându-i, ducându-i în grădină cu studenții, faceți acest lucru, educație în mijlocul naturii. Eu îi spun acest tip de educație, educație peripatetică, prin plimbare, prin, prin scoatere în natură. Cum funcționează? Funcționează dacă o miști, dacă o împingi Deci e un efort, e un efort susținut Și aici din nou este o problemă foarte subtilă Problema cea mai mare pe care o am O am cu adulții, nu cu copiii Am observat lucrul ăsta evident O dată pe lună în cadrul În cadrul congregației din care fac parte Organizăm ceea ce se numește ieșirea în natură Ieșim în natură, invitația mea este adresată părinților și copilor De regulă vin copii, părinții vin, își parchează copiii, preferă mm -hmm. să petreacă, nu comentez unde timpul respectiv, dar uneori vin și părinții. Aici a fost marea mea problemă. Atunci când ia o ramură, o floare, mm -hmm. le explic ceva audienței, părinții sunt într-un fundal și uh, organizează un zgomot de fond continuu. Mm -hmm. Cum să învețe copii atenția dacă părinții cel puțin nu mimează atenția? Ne, ne. Cum să păstreze copilul grădina curată, dacă eu îi spun acest lucru? În primul rând, el vede foarte multă mizerie. Am făcut uh, ieșiri de salubrizare a pădurii uh -huh. făgete, a și așa mai departe. Uh -huh. Dacă nu-și vede copilul părintele făcând gestul, oh, mi-a luat vântul o hârtie, mă plec și o sure. iau, insist să fac acest lucru, copilul mai se uită la mine, tată, dar numai noi facem lucrul ăsta De ce ceilalți nu fac? Ei, aici e problema mare pe care puterea exemplului trebuie să o dea. Și datoria mea este să spun, facem aceste lucruri pentru că eu le-am învățat de la înaintașii mei, eu asta vă predau vouă, asta va trebui să faceți și voi mai departe. Chiar dacă toți merg spre stânga, noi vom merge spre dreapta pentru că eu așa cred că e bine. Asta e ștafetea care am preluat-o. Știți ce argument am auzit de la unii creștini în direcția asta? De ce să avem grijă de natură? Uh, oricum, toate vor arde cu troznet. De ce să nu defrișăm? De ce să fim cu grijă față de grădina aceasta pe care ne-a credințat Dumnezeu? Pentru că, oricum, Dumnezeu are de gând să spulbere totul și vom trăi într-o nouă creație, nouă noută. Ce ați răspunde ca grădinar uh, păi la am acest argument? Păi, foarte simplu. Pentru că, pur și simplu, acel foc și troznet nu a venit încă. Ne aflăm mandatul de să o lucreze și să o păzească nu s-a încheiat. Nu încheiat. Uh, tuturor celor care trăiesc undeva într-un viitor și consideră că Isus a venit deja pe norii cerului, că au fost uh -huh. răpiți, care fac uh, abstracție de realitatea obiectivă pe care o vedem în jurul nostru, eu le spun, oameni buni, priviți în jurul vostru, avem de ce să avem grijă, haideți uh -huh. să avem grijă. Da, uh -huh. sunt convins că toate vor arde cu troznic, dar până când acel foc va veni, Trebuie să el trebuie adelege. să mă găsească pe mine lucrând. Am uh, un verset care îmi stă în minte de când am început discuția. Am plecat de la ziare și ne întoarcem la scriptură. Și Dumnezeu a zis: Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și care este pe fața întregului Pământ, și orice pom care în are, are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră mărturisesc că eu sunt vegetarian într-o proporție destul de mare, nu 100%, îmi place acest verset și îmi place orice sămânță comestibilă pe care o produc plantele. Practic mănânc din copaci și uneori prietenii mei glumesc că am ajuns să pasc mai degrabă decât să mănânc. Sunt copaci de mâncat, sunt copaci dați spre hrană, ar putea supraviețui omul în grădină, așa cum l-a pus Dumnezeu, mâncând din sămânță și rod? Răspunsul meu este 100% da, și o spun atât teoretic, cât și practic. Am avut episoade consistente de vegetarianism în viața mea. Pe când eram student la București, pentru că aveam posibilitatea, am vrut să fac această experiență. Și aproape un an am trăit strict vegetal, nici măcar lacto vegetarian, ci am păscut doar iarbă. Da. Uh, prin forța împrejurilor soția mea de data asta după zeci de ani îmi propune hai să reluăm această, acest experiment în familie și nu m-am opus absolut deloc. Ceea ce țin minte din acea perioadă este că vigoarea, vitalitatea, claritatea pe care am avut-o, rezistența la efort pe care am avut-o, inexplicabilă pentru mine atunci, abia după ce s-a consumat acel uh, episod am început să studiez mai mult, dar la ora aceea n-aveam foarte multă literatură pe domeniul respectiv. Da, incontestabil, hrana vegetală ne poate asigura tot ceea ce avem nevoie. Dacă includem aici și ciuperci, și dacă nu suntem ofturoși. S-ar prea putea să nu existe savoarea cărnii făcute pe grill, s-ar putea să nu existe acea tentație extraordinară, s-ar putea să nu... S-ar putea să ten, senzația de sățietate, poate nu la fel ca și după o ciosvârtă de mm. carne. Dar, da, Hrana respectivă este mult mai sănătoasă. În Biblie sunt foarte mulți copaci. Pe mine m-a fascinat uh, ideea. Nefiind specialist, uh, las pe seama specialistului, adică dumneavoastră, uh, explicație și chiar v-am provocat la o serie de prelegeri sau articole sau mici texte, pornind de la copacii scripturii. Zacheu s-a urcat într-un sicomor, este în original, uh, nu într-un dud care diferența dintre duci și comor? A fost întrebarea mea. Dumnezeu a specificat niște instrucțiuni extrem de clare din ce fel de copaci să fie făcut cortul, ce fel de copaci să folosească Solomon la templu, ce fel de trunchiuri să folosească noie la corabie. Cum vedeți această apariție recurentă a tot felul de copaci nu mai pun aici problema traducerii, traducerile tradutore, traditori vorba lui Benedetto Curoci, că avem o problemă în a înțelege ce fel de copac era, într-adevăr, în original. Cum vedeți această excursie din copac în copac, prin Biblie, de la Geneza spre Apocalipsa, unde se sfârșește tot cu un copac cu 12 feluri de rod? Din punctul meu de vedere, subiectiv recunosc, Biblia e o carte verde, da, așa, așa sunt și bibliile mele, verzi. Și la propriu, Biblia este o carte foarte verde, nu cred că Dumnezeu e neapărat un vegetarian, dar atâtea urme de plante sunt în scriptură încât ca un cititor atent aș zice că sunt indiscutabil mult mai multe indicații vegetale decât animale. Dincolo de asta este foarte posibil că există chiar um, elemente simbolice cu chiar cu o conotație spirituală dacă vreți. Nu știu dacă formatul emisiunii ne permite acum să intrăm în aceste lucruri, dar ați pomenit mai multe referințe în această emisiune. M-aș uh, opri doar la câteva. Um, Moise a folosit cedru pentru uh, construcția arcei. Noie. Noie. Da. Iertați-mă. Noie. Și uh, alegerea a fost foarte bună. A fost indicat, cred, acest lemn, pentru că este un lemn un rășinos uh -huh. și uh, asigură o foarte bună impermeabilizare timp îndelungat. Ca să dublez acest lucru, el a uns arca și cu uh, smoală. Pe de altă parte, moi se primește indicații să fac uh, chivotul din lemn de salcâm care din nou este un lemn care are o fibră foarte dură foarte tare și foarte foarte rezistentă. Construirea mobilierului din templu din lemn de chiparos este dacă vreți din punctul meu de vedere o onorare a unui arbore maestos. Să nu uităm chiparosul este dat ca exemplu în Biblie de arbore care este în evidență față de toți ceilalți. La un moment dat, uh -huh. Ezechiel asemuiește pe un fiu al omului cu un chiparos care era mai înalt și până și arborii Edenului îl invidiau. Uh -huh. Am adus aici o ramură de, de cupresus uh -huh. chiparos. El crește și la noi, un pic da. suferă de, de gerurile noastre, dar, deci, este necesar o climă mult mai caldă, mult mai blândă, el mm -hmm. crește în bazilul mediteranean, mm -hmm. televiziunea de astăzi încă are o limită mare, mm -hmm. nu ne dă voie să mirosim, <laughs> da. dar dacă veți mirosi rășina chiparosului este deosebit de Extraordinar, de da, 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 chiar am scris la un moment dat un text, dacă am avea un aparat, așa cum avem aparatele de fotografiat, memorizator. Da. Ar fi foarte interesant să putem re, reimita mirosurile. O, o mireasmă verile, foarte penetrantă, foarte puternică. În verile foarte fierbinți, așa cum sunt cele din zona mediteraneană, mai ales seara, rășina chiparosului se evaporă și emană în, uh, miros, un, un miros foarte plăcut în aer. Uh, Eminescu folosise expresia chiparoase. Miros uh -huh. chiparoase. E, e vorba de această rășină. Uh -huh. uh, cât despre dudul. Sau Psicomorului Zaheu uh -huh. din punctul meu de vedere, greșeala nu este așa de mare și aș pomeni de o altă, nu neapărat greșeală. Uh -huh. Într-adevăr, Zaheu e foarte posibil că s-a cocoțat într-un Psicomor ca să-l vadă pe Isus. De ce? Psicomorii erau niște curmali sălbatici, de fapt. Uh -huh. uh, Iertați-mă, smochini sălbatici care creșteau în uh, diverse locuri din țara sfântă. Problema este că ei sunt rude. Dudul mm. cu, cu curmarul sigurul. și cu sigurvorul sunt dude, mm -hmm. cu smochinul. Mm -hmm. Și sunt dude și cu ficusul. Mm -hmm. Deci fac... ficusul din, a, de, da. din, aceeași mare, din aceeași mare familie. Toate mm -hmm. poartă numele de ficus din mm -hmm. punct de vedere științific. Mm -hmm. Și uh, confuzia pe care cred că s-a făcut, și de -am, am făcut un experiment mm -hmm. în tinerețea mea. Citim în scriptură că după căderea în păcat Adam și Eva și-au făcut... Haine, șorțuri, din frunze de smochin. Uh -huh. Vă invit să pipăiți frunza smochinului. Uh -huh. Aici? E frunza aceea este uh -huh. moale și este hirsută, e se da. e care da. noi când da. nu ne bărberim da. de o zi. Nu ți-ai face șorț da. din așa ceva. Da. Pe de altă parte, e moale și nu poate fi uh, asamblată. Când am fost în Italia, prima dată acum uh, mai mulți ani, dintr-o dată m-am luminat. Am văzut mm -hmm. smochini cu o frunză întreagă, pieloasă, așa cum este frunza acestui ficus. Eu mm -hmm. când am refăcut experimentul, am pus mâna mm -hmm. pe frunză de smochin în timișoara, eram student și am vrut mm -hmm. să-mi fac shorts. Și mi-a dat seama că în primul rând mă și în al doilea mm -hmm. rând nu le pot ansambla. Ei, văzând că denumirea științifică a smochinului e ficus carica, păi stai un pic dacă mm -hmm. e ficus. Am luat frunze de ficus, le-am cusut imediat, mi-am făcut un short, e lucios, nu, nu te deranjează mm -hmm. absolut deloc. Deci e foarte posibil că smochini sunt sute de feluri. Da, din frunzele unui smochin care putea fi cusut uh, la oaltă, uh -huh. primii oameni și-au făcut acele șorțuri. În niciun caz smochinul din care uh, consumăm noi astăzi uh, smochine și care are, are aceste frunze păroase, uh, tare păros și uh, moi. Pe de altă parte au un motiv foarte clar pentru care aș combate orice artist renascentist care a imaginat uh, pomul uh, cunoștinței binelui și răului ca fiind măr. măr. Da, da, da. Nici vorbă. De ce? Uh -huh. uh, mărul care o fi existat atunci, deși nu contest calitățile de grădinare ale lui Adam, uh -huh. dar la ora aceea vorbim eventual de un măr pădureț. Uh -huh. Păi, nu-i foarte plăcut de privit mărul pădureț, uh -huh. iar de dorit să-l mănânci, mănânci. Fliț, face gura pungă imediat da. Ionatanul era la câțiva mii de ani distanță da. sau da. Goldenul da. Acel nici nu neuniste. precizează scriptura a că ar fi nu fost e urmare ai, mă, da, doar da. pictorii renaștientiști ne-au transmis aceasta, era cel mai la îndemână fruct și-a numit deci, producători de da. electronică sugerează dar nu, nu neapărat ne-ați adus mai multe plante aici explicați-ne rostul fiecărui crenguțe Uh, să înțelegem câte ceva, și probabil uh, o să intersectăm și cu o istorie a spiritualității. Și ați adus uh, nu numai plante, ci ați adus și câteva cărți pe care vreți să le prezentați uh, prietenilor noștri. Uh, cărțile, da și nu. În legătură cu ceea ce avem în România, aceasta, Plante și Miresme Biblice, e. Okay. Prima și, din câte știu eu, singura carte în limba română care se adresează uh, strict vegetației biblice. Um, în limba engleză, desigur, există o paletă destul de largă, uh -huh. multe cărți mi le-am comandat de pe net, uh -huh. mai există o simbolistică a vegetației în Biblie, în uh, diverse lucrări de simbolistică. Uh -huh. um, ceea ce aș menționa acum este un lucru în care cred cu tărie. Ați pomenit de faptul că Dumnezeu ne-a dat să mâncăm iarba de pe câmp. Sunt foarte de acord cu asta, doar că Dumnezeu este și un foarte bun peisagist. De ce uh -huh. cred acest lucru? Nu l-a interesat doar mâncarea, ci l-a interesat și cum arată mâncarea respectivă. La câteva versete mai încolo, uh -huh. în Genesa, Există două referințe care mi-e îmi plac foarte mult și care mă fac să-L cred pe Dumnezeu că este un peisagist. În primul rând, în capitolul 2, zice așa Nu era încă pe pământ niciun copăcel și nicio o uh -huh. iarbă pe câmp nu încolțea, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze pământul. Cu alte cuvinte, de ce să nu, nu putem vorbi de peisaj dacă nu are cine să lucreze în peisajul respectiv sau să-l admire. Iar când Dumnezeu construiește acea primă grădină în răsărit, în Eden, uh -huh. spune că a făcut pomii, iată, mai întâi erau plăcuți la vedere uh -huh. și abia apoi erau buni de mâncare. Frumos. Remarca că erau plăcuți la vedere îmi spune că Dumnezeu se interesează de felul cum arată lucrurile. De altfel, rolul lui Adam era să lucreze grădina și să o păzească. Însăși conceptul de grădină așa cum o construiește Dumnezeu, într-un într-o zonă destul de aridă între Tigru și Eufrat, probabil atunci o fi arătat altfel. Acum arată ca un semideșert. Dar plasarea acelui, acelei grădini paradisiace, iată am, am folosit termenul paradis, care dacă ne uităm în în etimologia sa, în originea sa, vine de la persianul Paradeiso care însemnează loc îngrădit. Uh -huh. da? Omul trebuia să păzească grădina și cred că Dumnezeu uh -huh. e primul care și-a îngrădit locul respectiv. Uh -huh. Ce face, revin la o grada noastră, românul uh -huh. când își construiește o grădină, primul lucru o îngrădește. Zice, acesta e teritoriul uh -huh. meu ca să pot să-l păzesc și să lucrez, uh -huh. să-l apăr de iepuri, de căprioare, de cine mi-ar putea ataca. Și în grădina. familia de cuvinte se corespunde, grădină cu un grădit da. este îngrădită o exact. grădină deci Dumnezeu ca peisagist foarte interesantă observația asta cu cele două uh, aspecte să fie plăcut la privit și bun de mâncat. De altfel oamenii au căzut fiind atrași mai întâi văzând frumusețea rodului fiind mm -hmm. atrași de aspect abia mm -hmm. apoi au privit oh. și au gustat, era de dorit mm -hmm. um, Scriptura conține foarte multe referințe vegetale, după cum vă spuneam. În Psalmul 1, omul care se teme de Dumnezeu este, as, este asemănuit în traducerea noastră, în traducerea corilescu, cu un pom sădit lângă apă. În original este un pom verde, de fapt un pom veșnic verde, asta vrea să spun. Uh -huh. Stă lângă apă, își trage tot timpul seva din, dintr-un izvor și este un pom veșnic verde și uh -huh. se pare că în imaginea pe care a avut-o psalmistul a fost un laur. Da? Ceea ce noi folosim în zeama de fasole, da? Da, foile da. de dafin sunt de fapt laurul cu care învingătorii își făceau cununile uh -huh. de lauri. În sera noastră de la facultate iată avem un laur care tocmai a înflorit. E un exemplar care înflorește destul de frecvent pentru că este uh -huh. destul de matur. De altfel, din nou, nu putem avea pentru telespectatori și senzațiile olfactive, dar proaspăt. El și proaspăt poate, și. Da, miroase foarte frumos. Nu vă uh -huh. recomand să-l puneți în supă uh -huh. proaspăt, pentru că are principii amare, uh -huh. dar este, din nou, un copăcel, nu aș zice de apartament, ci de balcon uh -huh. foarte bun. Vara, dacă îi pur și simplu îi atingeți frunzele, emană mirosul, mirosul său specific. foarte plăcut rezistă până pe la minus 5 minus 7 grade Celsius mergând mai departe după potop porumbelul îi aduce lui Noe o ramură de măslin poate de acolo avem măslinul ca simbol al păcii ceea ce avem aici am adus cu mine un micuț măslin măslinul este un arbore puternic simbolic în scriptură este probabil unul dintre elementele agricole pe care se baza agricultura din vremurile biblice. Era furnizor nu doar de lemn, lemnul era un produs terțiar, uh -huh. dar în primul rând fructele, din ele se obținea uleiul de măsline. Există mai multe proceduri, există mai multe modalități de a obține uleiul de măsline arborele în sine este un uh, arbore foarte ciudat, aș spune. Uh, în primul rând e foarte longeviv și cred că porumbelul a găsit un lăstar de măslin pentru că măslinul are o capacitate fantastică de regenerare din lemn mort. Un măslin -a? la care ai tăiat un, un trunchi vechi de mii de ani, la care ai tăiat toate ramurile și nu a vegetat un an de zile, poți să ai surpriz anul viitor să imită lăstar noi. Nu se dă bătuț, deși are o scoartă <laughs> foarte groasă. Arheologii au atestat de altfel că e posibil, acum poate nu chiar măslinii din grădina Ghețiman, dar există în țara sfântă măslini mai vechi de 2000 de ani ca um, organisme care trăiesc și astăzi. <laughs> El pentru pasionații de grădinărit biblic, să zic, poate fi crescut cu ușurință în țara noastră, eu este primul an în care mi-am ținut uh, toată iarna măslinul afară. Uh -huh. Ce iarnă a fost și asta, da, haideți da. să recunoaștem. <laughs> și uh, e vital, uh, arată foarte bine. Am fost încurajat să-mi țin măslinul afară după ce am văzut livezile de măslin din Toscana. Uh -huh. Și acolo trăiesc de sute de ani și trăiesc bine mersi la friguri de minus 15-18 grade, exact cum am avut și anul acesta la Cluj. În Biblie se mai pomănesc foarte, foarte multe plante aromatice: aloe, casia, plante cu care femeile din vremea aceea le foloseau pentru toaleta zilnică. Am aici o rămurică de rozmarin, uh -huh. foarte parfumată, ceea ce făceau femeile, dincolo de uleiul esențial care se obținea din rozmarin, cele care nu aveau posibilitatea să achiziționeze ulei pentru că era foarte scump, tehnologia de obținere a uleiului era foarte, foarte scumpă. Pur și simplu rupeau frunze de rozmarin sau de isop sau de mirt, acesta este mirtul, și cu șomaiocul de frunze își frecau pielea. Uh -huh. Și în felul acesta era un deodorant natural foarte bun. Toate plantele din familia labiate, cum e și menta, cum e și levanțica, rozmarinul, isopul cele de care am menționat, conțin uleiuri eterice care impregnează trupul cu aceste mirosuri foarte plăcute și au o remanență destul de mare. Iar aici am adus un exemplar, un, un lăstar de aloe. Aloe este o plantă puternic medicinală și am produs cândva tone de aloe, am, am produs efectiv copaci de aloe pentru uh, uz intern și pentru uz extern, doar că sunt specii diferite. Și aloe este o enciclopedie întreagă, de. există mii de, de specii de aloe, ceea ce am aici este o aloe arborescens, da? ea crește ca un arbore, ca un copac sucul frunzelor, frunzele sunt puternic suculente, sucul frunzelor are proprietăți emoliente și, și de refacere a pielii. Mi-aduc aminte de această plantă din copilărie, bunica mea avea uh, câteva astfel de plante și la orice juritură, căzătură cum eram copii, ne jucam la țară imediat rupea o frunză de aloe și dădea pe rană și uh, simțeam uh, beneficiul direct al contactului cu o plantă medicinală. Am să vă spun un episod anecdotic, dacă vreți, despre aloe. Pe când eram tânăr inginer, terminați în facultate, am fost angajat la Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj și pasiunea mea erau pe vremea aceea suculentele și cactușii. Aloia intră în hmm. domeniul plantelor suculente. Nu am intenționat să testez neapărat rezistența acestor plante la secetă, dar să știți un lucru, dacă vreți să înrădăcinați un lăstar de aloe, tăiați-l cum am făcut eu și lăsați-l la aer, puneți-l în nisip uscat. Nu-l puneți într-un borcanel cu apă, că s-ar putea să putrezească. Plantele suculente nu știu să gestioneze prea, prea multă apă, apă. Ele da? știu să gestioneze uscăciunea. Uh -huh. Și mi-am dovedit acest lucru cum. Am tăiat un lăstar de aloe un pic mai mare decât acesta și l-am pus într-o lădiță de lemn și l-am pus pe o stelaje sub geamul serei. Vă închipuiți, acolo vara sunt temperaturi de aproape 50-60 de grade. Și-am uitat de rădița respectivă. Era într-un capă de seră. Peste un an de zile când am revenit, asta era undeva prin luna mai, anul viitor, în luna aprilie, cred că, sau în luna mai, am văzut lădița și am văzut că pe, pe dosul lădiței înspre mine erau ca niște picioare de paianjeni pline de fire. Și am zis, ce-s astea? Arătau foarte ciudat, erau galbene. Uh -huh. Și atunci am dat lădița jos. Lăstarul de aloe era scofulcit, chircit, adunat, înroșit. Din el erau emise câteva rădăcini care împachetase rădița respectivă și practic trăia din umiditatea atmosferică din seră. Nu a murit, a supraviețuit, o ducea uh -huh. bine, mersi, zic uh -huh. eu, și ca dovadă am desprins rădăcinile de acolo, am plantat uh -huh. un vechi și mai puțin de o săptămână era verde, vitală, frunzele își reveniseră. Extraordinar. Acesta este Ii? metabolismul foarte ciudat al plantelor suculente care știu să înmagazineze apa în ele în timpul zilei. Scriptura conține în textul ei mii de referințe vegetale. Dacă ar fi să inventariem în funcție de autori am putea zice că sunt 100 între 100 și 120 de plante diferite numite în Biblie. Și m-aș referi doar la Iotam care dă o pildă uh -huh. cu um, scaietele care uh, a, a fost chemat să fie uh, rege. rege sau uh -huh. pentru că e o referință foarte interesantă acolo pe care nu am înțeles-o niciodată. Când uh -huh. invitația ei se face viței de vie, vița răspunde un lucru foarte ciudat. Zice să împărăsesc eu vinul care înveselește pe Dumnezeu și pe oameni. Uh -huh. Acea referință uh -huh. nu am înțeles-o niciodată. Uh -huh. Apoi Ezechiel care de exemple foarte multe vegetale Isaia Ieremia și dacă ați spomenit de faptul că experiența noastră umană începe și se termine într-o grădină trebuie să mărturisesc că acel pom al vieții care apare în Edenul inițial și reapare în uh, glumesc cu studenții mei când le spun că prima grădină în ființa de Dumnezeu, grădina Edenului, a fost oarecum o grădină rustică, o grădină rurală, pentru că era în mm -hmm. sălbăticie. Ultima grădină este o grădină urbană, urbană. este o grădină în Ierusalimul Ceresc da. și acel pom foarte ciudat care, din context, nu-ți dai seama e, sunt Pomii care cresc pe ambele maruri ale reului, sau este pomul care crește pe ambele maruri ale reului? E o ciudățenie a textului, dar este visul oricărui grădinar terestru. Să ai unul și același pom. Unul și același pom care simultan să aibă pe el frunze, muguri, boboci gata să înflorească roade în pârgă și fructe coapte, și fructe coapte da. 12 luni pe an în continuu să facă să rea acest ciclu fără sfârșit și iar frunzele sale să folosească la vindecarea neamurilor e bine, uh -huh. nu cred că mi-aș putea dori ceva mai, ceva mai... Da, da, da. Foarte, foarte interesant uh, această idee că uh, este visul oricărui grădinar, este visul oricărui teolog, uh, ce se întâmplă în scata. Visul oricărui grădinar și ați făcut o remarcă interesantă. Apropo de acest arc, că prima meserie sau cea mai veche meserie nu este cea care vulgar este pomenită de uh, unii, ci cea mai veche meserie în scriptură este chiar meseria pe care ați ales o de grădinar. Da, mă simt onorat să practic uh, această meserie veche de cel puțin șase mii de ani. Eu uh -huh. practic doar de 30 de ani. Și, într-adevăr, Prima sarcină pe care o primește omul este să lucreze și să păzească gădina Edenului, chiar înainte de a primi sarcina să numească animalele. Înainte de a fi zoolog, Adam a fost agricultor. S-a ocupat de o grădină. Dincolo de remarcile, mă abțin să le numesc oricum care se referă la prostituție sau la faptul că femeia a practicat prima meserie, nici vorba de așa ceva. Uh -huh. Agricultura este ceva mult, mult mai vechi. Doar că trebuie făcută cu drag și cu nu neapărat științe. Eu cred că fiecare dintre noi avem în noi acel bun simț de a ști cum să lucrăm primordial cu natura. Pentru că Dumnezeu a pus în noi lucrul ăsta... Atât de adânc încât toată urbanizarea din ultimele decenii sau secole nu a reușit să o scoată. Și am o dovadă în acest sens. Studiez de câțiva ani, tot caut Grădina Românească, și greu o găsesc, greu o pot defini ca spațiu. Grădina românească acum se formează, inclusiv tradiția. Dar totuși am preluat ceva și, dacă vreți, tendința pe care o văd la omul contemporan are o casă, își dorește o grădină, și printre primele lucruri pe care mi le cere ca și peisagist, zice: auzi, Dar să-mi pui și un pom fructifer în grădină. Mm -hmm. Asta am învățat de la înaintașii noștri. Asta am văzut mm -hmm. la bunica la țară. No. Avea pom lângă casă. Adică, mm -hmm. dincolo de faptul că era plăcut, avea și un folos după. Iată, mă reîntorc la, la mm -hmm. a mânca. Avea un, un folos după. Da, mulți au uitat acest lucru și uh, au, au uitat utilitatea grădinii. Și ca dovadă îi plantam un pom fructifer, aveam grijă de el, îl tundeam într-o formă artistică, pomul rodea, fructele uh -huh. cădeau pe jos, proprietarul venea cu lădițele de fructe de la metro în mod inexplicabil <laughs> pentru mine. Deci avem dorința noi, uh -huh. dar nu mai știm să folosim de fapt grădina. Inclusiv faptul de a avea o banală plantă în apartament este tot căutarea grădinii uh -huh. acelea primordiale pe care avem cred că Dumnezeu a făcut între noi și plante o legătură mult mai adâncă pentru ca să putem... Da, soția, mea, soția mea, este o pasionată de plante, ne-a umplut apartamentul de plante, lucruri pentru care sunt foarte recunoscători, l am umplut de alte lemne, ea de plante, fică de grădinar, tânjește după grădină și la un moment dat eu îmi ziceam, tu ești grădin, gră, tu ești grădinăreasă, eu nu sunt făcut pentru așa ceva. Ca să-mi dau seama cu înaintarea în vârstă și spre asta aș vrea să ne încheiem, să ne focalizăm spre sfârșitul discuției noastre, să-mi dau seama că și în mine este aceeași stânjire edenică, aceeași tânjire după cele de dincolo, să fiu într-o grădină. Raiul este imaginat în multe spații și chiar în culturile păgâne, viața dincolo de moarte este imaginată tot într-un plai însorit, veșnicile plaiuri ale vânătorii și mai departe. Trăim o, o tragedie, generația rețelelor de socializare, generația digitală. Suntem în fața sticlelor, uh, ecranelor, din ce în ce mai mult închiși în spații uh, de cărămidă și de beton uh, și nu mai avem contact cu natura. Uh, am prieteni, psihiatri și psihologi care se ocupă cu această terapie prin uh, muncă, ergoterapia și ergoterapia cea mai reușită să pare este grădinăritul. Bolnavii cu Alzheimer se recuperează sau întârzie procese, recuperarea este foarte improbabilă, dar întârzie procesul de degenerescență prin uh, grădinărit. Copii uh, cu diferite uh, uh, forme de autism se recuperează prin uh, ce. Uh, ce cum vedeți asta, ca grădinar, peisagist, această reîntoarcere la natură, la plantă, ca terapie? Ca terapie psihică, și apoi ar vrea să ne referim un pic la terapia spirituală. Fără discuție că e nevoie, pentru cei care au plecat, e nevoie de o reîntoarcere. Pentru cei care nu au plecat, e nevoie de consecvență, de a duce acest lucru mai departe. Dar legătura dintre om și vegetație, să nu uităm că este atât de indisolubilă încât vegetația este motorul care ne, ne, ne ține în viață, ne produce oxigen. Suntem conectați la vegetație, fie că vrem, fie că nu vrem. Apropo de generația aceasta care există doar prin tot felul de device electronice, stau și mă, gând, mă, mă întreb de ce preferă să hrănească un animal virtual, de ce preferă să aibă grijă de o grădină sau de o fermă virtuală uh -huh. și cred că e vorba de neasumarea responsabilității, care e o boală uh, foarte cronică la noi. Uh -huh. A avea o grădină vie presupune intervenția ta, plantele soției dumneavoastră depind de Intervenția ei zilnică sau cel puțin ritmică de a le da apă, hrană, ele depind de noi. De aceea trebuia să grijim acea grădină. Dumnezeu ne-a ne cusut în această dependență pe noi oamenii cu grădina. Din punctul meu de vedere nu este nu terapie, nu este satisfacție mai mare decât să vezi că ceea ce faci tu rodește. E un timp inițial al semănatului, uh -huh. e o lecție pe care o ai a îngrijitului, a plivitului, să știi aceasta este o buruiană sau e planta pe care o aștept. Da? Trebuie să o înveți, trebuie să o distingi, uh -huh. trebuie să ai o relație cu ea, să o ajut să crească, să o legi, să o palisezi, să o aperi de gângănile uh, dăunătoare și astfel la momentul potrivit îți culegi rodul. Ei, momentul în care iei rodul, tot efortul dinainte, ți-l vezi răsplătit, și e o, un sentiment de împlinire terapeutic, dacă vreți, dar, de fapt, e un sentiment vital, e un sentiment de care noi, ca oameni, depindem. Mm -hmm. Niciodată, când ți se va coace mărul pe tabletă, mm -hmm. îți va lipsi pipăitul, mirosul, gustul. Mm -hmm. Experiența nu este plenară, nu, nu este completă. Da. Și cred că aceste, aceste forme de terapie tocmai au. În, în, în structură, înglobează acest instinct al nostru teleologic. Să vedem, să vedem că tot ceea ce am făcut s-a îndreptat spre un scop. Să avem împlinirea. Am văzut că a răsărit. Mi-aduc aminte plăcerea copiilor noștri în momentul când au primit o temă la școală, temă care probabil să dă prin clasa 4 a tuturor generațiilor, să pună o boabă de fasole în vată și mergeau din oră în oră, uneori la 30 de minute să vadă cât a mai ieșit, cât, când, când a ieșit în sfârșit planta, când au ieșit acele frunzulițe fragile, a fost atâta bucurie, atâta satisfacție. Probabil în fiecare dintre noi există înrădăcinat, înrădăcinat acest instinct al grădinarului primar, și de aceea, dacă am avea de spus ceva generației lipite de televizor, lipite de tablete, lipite de uh, uh, aparaturile care ne dăruiesc imagini prin wallpapers, prin tot felul de grădini ale altora, tot felul de peisaje, este din când în când să iasă în natură să se închine, să-l glorifice pe Dumnezeu. Așa cum ați făcut exerciții din acestea de salubrizare, am făcut cu studenții, de la teologie, de la sens social, exerciții de salubrizare urbană, de uh, lecții de cosit. Pentru ei a fost absolut fascinant să vadă pe viu ce înseamnă să cadă iarba în surplus sub uh, coasă, deși toți și eu cosesc prost și alții. Uh, a fost a fost o, o, recuperare nu numai psihică și liniștitoare, ci o lecție spirituală pe care am învățat-o cu toți. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația, v-ați făcut timp și un ultim lucru. Știu că sunteți tot timpul un armat cu pregătit pentru tuns, pentru altoit. De ce? De ce tot timpul cu farfeca la brâu? De ce îmbrăcat tot timpul pregătit de intervenție? Eu am folosit momentul încolțirii fasolei a fiului meu din clasa 5-a să explic exact parabola biblică, dacă mm -hmm. sămânța nu moare, nu încolțește. Mm -hmm. Paralela spirituală port și în dacă, am, dacă trebuie să am la mine armamentul spiritual, mm -hmm. cuvântul, E nevoie, mai ales că acum e plin sezon, să am la mine. Uh, foarfeca. Foarfeca, un simbol grădinarului. Uh -huh. Doar că întotdeauna e nevoie de un pic de știință. Voi face acum un lucru riscant pentru unii dintre dumneavoastră. Dacă uh -huh. tăiați ficusul, aveți grijă, uh -huh. laptele este irritant. Trebuie uh -huh. să știți când faceți ceea ce faceți. Uh -huh. Și instrumentul trebuie să fie tot timpul bine întreținut. Deci, da, dacă am armele uh, spiritului pregătite, ca și profesionist, trebuie să am și armele profesiei mele la îndemână. Și un ultim gând, și o ultimă uh, temă de casă. Uh, fiind cadre didactice, nu ne putem abține să nu dăm o temă de casă. Le-aș da o temă de casă uh, prietenilor noștri care au urmărit emisiunea să se gândească la două dintre Metaforele pe care le folosește Apostolul Pavel pentru răscumpărare, altoirea mm. și pentru înviere, însămânțarea. Iată, sămânța ce urățică este când o plantezi, trebuie să, să, să intre în disoluție, în defragmentare, pentru a ieși planta uh, atât de strălucitoare. Asta ne așteaptă în viitor, asta experimentăm în prezent, experimentăm altoirea și vom experimenta renașterea. Din putreziciune. Cu adevărat. Mulțumesc foarte mult!